Echipele companiilor de utilități sunt obligate să citească contoarele de energie electrică într-un termen de cel mult 6 luni. La gaze naturale, intervalul nu poate depăși 3 luni. Autoritatea de reglementare în energie a constatat însă că în unele situații termenele nu se respectă. Acum vrea să impună distribuitorilor să acorde compensații dacă apar întârzieri. În ultima perioadă au fost destul de multe plângeri la adresa distribuitorilor că nu au citit contoarele, că au fost foarte multe cazuri când pe o perioadă lungă de timp s-a mers pe estimat, în unele cazuri nu s-a estimat corect, după care au apărut inevitabil și facturile de regularizare cu valori anormal de mari. E idee bună, adică ar trebui cumva penalizați pentru un lucru pe care nu-l fac. E ok să se citească la termen. Dacă nu se citește, vin facturile umflate. Compensațiile se vor acorda automat și vor avea o valoare de 100 de lei pentru citirea întârziată a contoarelor standard. Pentru contoarele inteligente, valoarea propusă este de 30 de lei. Măsura vine în contextul în care autoritatea de reglementare a amendat unii distribuitori cu peste jumătate de milion de euro pentru că nu au respectat intervalele de citire. Și atunci reacția furnizorilor este să pună o valoare absolut arbitrară și să factureze pe acea valoare. Ori a factura în plus, că asta e tendința, n-am văzut furnizori să pună o valoare mai mică, înseamnă obținere de fonduri necuvenite. Reprezentanții companiilor de utilități susțin însă că sunt situații în care citirea contoarelor întârzie nu din vina lor. Mai ales în contextul restricțiilor cauzate de pandemia SARS-CoV-2, în mod specific accesul fizic la contoare pentru a se efectua citirea. De aceea este foarte important ca accesul la contor pentru echipele distribuitorilor să fie permis de către client. Pentru a primi o factură cu un consum cât mai apropiat de cel real, tot ce putem să facem este să citim lunar contoarele și să transmitem indexul furnizorului. Noile reguli privind acordarea de compensații sunt în dezbatere publică și ar urma să fie aplicate în perioada următoare.